Oamenii din satul Soharu, de lângă Abrud, s-au trezit în miez de noapte în vuietul apelor învolburate ale pârâului care străbate localitatea. Pârâul s-a umflat și a stricat podul provizoriu care făcea legătura cu orașul. Toată noaptea a plouat aici și s-au înfundat tuburile. Valea Soharu a venit și au adus aluviuni sus de la munte. Și s-au colmatat, că aici au fost doar niște tuburi din ciment, cu un diametru destul de mic. Normal că n-au făcut față la aluviunile care au venit. Încă de dimineață, autoritățile locale au început să curețe albia pârâului și să refacă podul. Un mesaj ro alert i-a trezit în toiul nopții și pe locuitorii din apropiere de Arieș, în Amonte, de orașul Câmpeni. Nivelul râului a început să crească pe la 4 dimineața, atunci când ploaia s-a întețit, iar zăpada depusă pe versanți a început să se topească. Oamenii au făcut noapte albă. Apele Arieșului nu s-au revărsat decât pe o porțiune foarte mică. Au pătruns numai în câteva curți și s-au retras rapid. Sunt sub cota de inundație. În Urateu Câmpeni avem doar 10-15 gospodării inundate. Anexe, garaje și teren arabil. A plouat abundent în ultimele 48 de ore și în județul Bihor. Hidrologii au măsurat la Stâna de Vale chiar și 200 de litri pe metru pătrat. În localitatea Ioaniș, pompierii au salvat o persoană rămasă izolată la stația de epurare din localitate după ce Crișul Negru s-a umflat din cauza ploilor. Dar situația cea mai periculoasă a fost în comuna Drăgănești, unde nivelul Crișului Pietros a urcat amenințător și a erodat albia până în apropierea caselor. Specialiștii de la Apele Române au lucrat toată ziua ca să întărească malul râului. Mai mulți localnici din josenii Bârgăului s-au trezit cu gospodăriile inundate. Ploaia a topit zăpada căzută în ajunul Crăciunului. Am ieșit afară când am văzut că erau animalele, erau jumate, erau în apă. Acolo trebuie desfundat și ăla pe acolo se mai împrește apa. Ploile vor continua în vestul și sud-vestul țării. 9 județe sunt sub atenționare cod galben până mâine la ora 12. În zona montană sunt Nisori și Lapoviță. Un cod galben intră în vigoare în această seară de la ora 22 și în sudul și sud-estul țării. În 8 județe și în București va ploua slab și se va depune polei. Atenționarea este valabilă până mâine dimineață la ora 8.